Deci 1,x bară plus 2,x bară plus 9,x bară egal 49,5. O idee. Ce înțelegi pe 1,x bară? Ce mai era aia? Că parcă zice în poezie. Bă, te întreabă ceva, domn profesor. Ce înțelegeți pe 1,x bară? 1x pe dege. 1? 1x sub alea deasupra pe dege. 1x pe 10. Da, 10, eu înțeleg, 10 plus x plus 20 plus x plus și așa mai departe. 10 plus x, tu așa înțelegi, 10 plus x. Dar de ce înțelegi 10 plus x? Când e 1, virgulă, faptul că nu-l cunoaști pe x, ca și partid de 1,1 îmi face 11 pe 10, mă. Adică loc de x e 1. Uite, domn profesor, de exemplu. S-am dat un exemplu. Da? Altfel spus, neștiindu-l pe x, atunci autorul a pus bară ca să se înțeleagă că e vorba de un număr care are pe la cifra 10-lor pe 1, iar la cifra unităților necunoscută, x. Da? Uh-huh. Deci aș zice cât ar fi aici. 10. 1x pe 10. Deci ar face transformat 1x pe 10. 2x pe 10. 2x pe 10. Plus 9x pe 10. Așa. Egal cu 495 pe 10. 495 pe 10. Dacă e bine, dacă e bine, Ali, ce părere ai? Da. E bine. Numitorul comun 10 la cap la altul, deci rămâne ce? Echivalent. 1x plus 2x plus și așa mai departe plus 9x egal cu 495. Poate să mă rog, egal cu 495. Acum... Păi un măr plus două mere, nu? Nu, 3, nu chiar așa. Că e 1 ori 10 plus x, nu dă profesor. Acum e chestia să ne gândim cât a putea fi x-ul ăla ca să ne dea 495. Da. Dar nu, dar ce înseamnă 1 barat? 1x barat. Înseamnă 10 plus x. 1 ori 10 plus x, nu? Și că x-ul este o cifră. X aparține mulțimilor de la 0 până la 9. Avem 90x. Deci aș spune cu Miruna, aș spune așa, 10 plus 20 plus 30 plus și mai departe plus 90 plus x plus x plus x plus x de câte ori? De 9 ori. Plus 9x egal cu 495. Și am avea că 10 și cu 20 și cu 30. 450 face toată suma asta, da? Da. 450 plus 9x egal cu 495. 9x egal cu 45, x egal cu 5. 45, da? 45, x egal cu 5. Terminată ești. Foarte fain. Ia uitați-vă încă o dată. De ce n-aș... De ce ați fi avut voi greutăți aici? Anca, de ce crezi tu că nu ai pierdut asta? De ce crezi că nu ai pierdut așa? Păi eu la urmă, eu scriam unui număr decimal sub formă de fracții. Deci 1x supra 10, 2x supra 10, mi se pare clar, nu o să poate altfel. Apoi, aici ajumitorul, aia mi-am numitorul. Și a rămas așa, și primul l-am tradus. 1x înseamnă 10 plus x, 20 plus x, 30 plus x, 90 plus x. Cred că la îndemână, numai că n-ați avut curaj, așa, nu știu de ce. Haideți să mai facem. Hai să vedem. Faceți așa, o mare linie de fracție, domn profesor. O mare linie de fracție. Și scrie sus, la numărător. 5 plus 5 plus 5 plus și așa mai departe plus 5 de 2013 ori. 2013 ori. Într-o paranteză, totul la pătrat. Toată asta la pătrat. Da. Plus. Deschideți o altă paranteză. 12 plus 12 plus și așa mai departe plus 12 de 2013 ori. Tot la pătrat.
Aici, aici de 2013. Adunat și aici tot adunat. Adunat, da, domnule. 2013. Și între ele tot adunat. Da. Da. Așa. Totul la pătrat, a spus, da? Totul la pătrat, da. Totul supra 2015. 2015. Atât. Atât, anumitor, da? Da. 2015. Este egal cu, trageți o mare linie de fracție. Da. La numitor scrieți x plus 2x plus 3x plus și așa mai departe plus 2014x. Și la numărător, o paranteză, 13 plus 13 plus și așa mai departe plus 13. Bineînțeles că de 2013 ori. Totul la a doua. Pare interesant, nu? Da. E banal, cred că e banal. Da. Dar e interesant așa ca și scriere. Da. 5 plus 5 plus 5 plus 5 de 2013 ori. E ca 5 ori 2013 plus 1 la 2. Așa scriu. 5 ori 2013 totul la a doua. Plus 12 ori 2013 plus 1 la 2. 12 ori 2013 totul la a doua. Pe 5 ori. De ce? 2015. 13 ori 2013 totul la 2. Egal cu 13 ori 2013 totul la 2 supra x pe lângă. X pe lângă, sigur că da. X pe lângă 1 plus 2 plus ce 2014. Da. Și avem... Facem suma asta, repede. Nu, domn profesor? Suma asta care ne încurcă de jos. Așa. 1 plus 2 plus 2014. O să o facem, dar înainte de asta ridicăm și la pătrat. Cum să zici cum plus 2? 5 la 2 ori 2013. Facem așa, da? Sigur că da. 5 la 2 ori 2013. 5 la 2 ori 2013 la 2. 12 la 2 ori 2013 la 2. Ori 2013. 13 la 2. Totul supra 2015 egal cu 13 la 2 ori 2013 la 2. Totul supra x pe lângă 2015 ori 2014 pe 2. Primul plus ultimul. E suma lui Gauss aici, nu? Da. Primul plus ultimul. 2007 ori 2015. Ori 2014. Simplificăm. Pe 2. 2007 ori 2015. Primul plus ultimul, ori cât sunt ei, sunt în total 2014 supra 2. Echivalent cu? Lăsăm așa. Nu lăsăm. Nu lăsăm. Dăm un factor comun. Ce 2013 la a doua, îl vedem și într-o parte și în alta. Și de a fi 2013 la a doua pe lângă 2013 la a doua. 12 la a doua. Da, dar nu scriem direct 25? 25, hai. 25 plus 144 fac 169, îi vine? 25 plus 144. 25 plus 144, da. Fac 169, da? 169, care e 13 la a doua. Supra 2000. 15. 2015. Egal cu 13 la a doua. Ori 2013 la a doua. Da. Supra. X ori... Cât fac? 1007 ori 2015. Lăsăm așa? Da, lăsăm așa. Lăsăm așa, poate nu-i întâmplător. 1007 ori 2015. Ori 2015. Haideți să înțelegeți de ce 1007? Da. Că 2014 pătrat 2 face 1007 ori 2015. Echivalent cu? Noi pe X pe scoale de aici. Da. Nu? Echivalent cu... Observăm că 169 face 13 la a doua. Da. Și, și acum numărătorii sunt egali. Da. Uitați. Ăsta și ăsta sunt identici. Și a rămas unul supra, că se poate deci, la o fracție de ca și numărătorii. Da. De 2015 egal cu X ori... Deci unul supra. Sau spune că numitorii trebuie să fie egal. Da, 2015 egal cu X ori 1007. 2015 este egal cu X ori... 1007 ori 2015. 2015. 2015 cu 2015 X 0 egal cu... Nu 0, aici e mare greșeală. 1. 1 egal
dacă ar fi 0, 0, ori, ăla face 0. Da. Vezi? La sfârșit te rup tegeșe, ți-o ai terminat. 1 egal cu x-ul 1007 și atunci x este egal cu 1007. X egal cu? 1 pe 1007. 1 supra 1007. Și-am zis eu. E 1007, că am fost aproape de tine. X egal cu 1 supra 1007. Și exercițiul este făcut frumos, interesant, da? Mm-hmm. Cine a venit? A venit Cosmin. Cosmin? Da. Cosmin, Cosmin, Cosmin. Da. Cosmin, Cosmin, Cosmin. Cosmin. Da. Vino cu acea, stai pe tare. Te bate cineva, vino cu acea. Crezi că faci niște chestii frumoase? Mai mare dragul. Așa. Câte ceasul? E 8 și... nu știu. Vrei să mai vreau să-ți fie mai vreau? E 8 și 14. 14, mai avem. Da. Hai să vedem un alt exercițiu. Da. Hai să vedem un altul. Care... aici a fost acolo. A fost decât calculul în sine. Atenție la ce înseamnă 5 adunat de 2013 ori. Ce înseamnă... 7, 12, mi-a spus. Da, foarte fain. Vă mai dau tot din astea frumoase, da, domn, da, profesor? Da, da, da. Da. 2 plus 2 la a doua. Deci 2 plus 2 la a doua. Da. Plus. Ca să-i fac loc și o să-i să poate scrie și el. Păi cum să nu scrie, că așa de frumoase. Ai văzut ce am făcut. Deci 2 plus 2 la a doua plus 2 la a treia, domnul profesor. 2. 2, 2 la a doua. 2 la a treia. 2 la a treia. Plus și așa mai departe. Plus 2 la 2013. Supra. 2 la 2014. Minus 2. 14. Minus 2. Într-o paranteză. Totul pe lângă. 3 la 2014. Minus 3. Egal cu... minus 3, da. Da. Egal cu x supra 3 plus 3 la a doua plus 3 la a treia plus și așa mai departe plus 3 la 2013. Deci x plus... nu, x pe supra. X supra. X. X. Supra, domn profesor. 3 plus 3 la 2, n-aveai de scris. S-o dat servit, ca la copia. S-o dat servit, zic că n-am greu. N-am putut să scriu. 3 plus 3 la 2, supra. 3 plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus, și așa mai departe, plus 3 la 2013. Da, factorul 1 pe 2. Am putea da un 2. Și... și 2 și rămâne 1, 2 la 1, 2 la 2, scade exponentul cu 1, cu unitate, dacă dai pe 2 în factor. Și acolo jos tot cu 3. Aici e un 3 peste tot, nu? Mm. Și da. Ce dacă? Deci... Câți termeni sunt oare de la 1 la 2013? 2014. 2013, termeni. 2013, da. E 1, 2, 3, 2013. La fel și sus și jos, numărul lor, așa este, 2013. Să ne vină idei, nu? Trebuie neapărat, domnul. Facem rost de ea. Inicial avem acolo 2 la 3 la 2014 minus 2, dar nu putem să... adică ar fi o mare greșeală dacă am spune că 2 la 3 la 2014 minus 2 ar fi 2 la 3 la 2013. Nu e așa. A, nu. Nu, e o diferență acolo, 2000. Se grupăm când e 3? 2 plus 2 la a doua.
tehnica aceea o aveam pentru a arăta că se divide la. Da? Deci se divide la. Deci nu mă încălzește. Cum să-i facem noi mișcare? Trebuie să-l rezolvăm. Te scalpăm sub lecerea, nu? Asta da. E povestea. Asta e. Încă nu una alta... Cum reușim să scalpăm sub lecerea? Gândește, Adi. Tu mai te scalp? Am făcut de astea anul trecut. Da. Știu și eu. Da, dar prin vis, așa, am timp, le-am făcut. Batem capul. Trebuie să ne vină ideea aceea. O așteptăm. Zi, haide, zi. Zi. Acolo, la 2 la 2014 minus 2, dăm factor comun. Da. Dă la 2014 și 3 la 2014. O zis așa și Miruna, facem așa. Și îți rămâne 2 la 2013 minus 1. Da. Și 2 la 2013 minus 1. În cele două. Dar totuși nu văd eu mișcarea. Facem chestia asta. Să facem până mai vine vreo idee? Oare să facem 2 la 2014, 3 la să 2014? Să facem... Adică ducem... Pe 2 la 2014 ori 3 la 2014. Zi, da, pe idei. Adică să uităm la... Hai de da? Să facem suma lui Gauss acolo sus și jos. Hai, dai drag tu. Doar nu-i mulțirii. Dacă ar fi mulțirea puterilor, ar copia bază și am adunat exponenții. Asta-i. Dar e plus între ele. Dar e plus între ele. Acum am văzut de ce. Mă refacem părușul și puterilor. Am mai venit cu băieții de-al 11-a? Da. Deci vă vine amuștea, domn profesor. Alex, cred că nu. Alex, tu ești Alex? Vlad. Vlad e. Vlad, bine, Alex. Alex, era, alții am plăcut. Poți să intri. Intră că aici e treabă serioasă. A, gata, nu-i degeaba egalul ăla. Păi, zi, adică, în loc de aici putem să scriem 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2. Lasă-mă, deși le fiecare le dai acolo. X egal cu ăla și așa. Pix trebuie să-l aflăm. Da, cum? Hai, Vlade. Cum? Băi, hai să o luăm de bază. Pe prima sumă, S egal cu... S egal cu 2, plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 2013. Văd eu, am de factor comun, dar nu e altul pentru mine. Tu asta vrei să faci, da, să rupem un factor comun. Eu însă mă gândesc să mulțesc factorul cu 3. Să mulțesc cu 3? Da. Nu știu de ce am în minte chestia asta. Și pe 3 plus 3, ca să simplifice. Și pe 3 plus 3 la puterea 2, la puterea 3, la puterea 3 cu 2. Nu? Asta s-a gândit? Deci, 3 e egal. Dacă să vedem, da, dacă vedem. Deșteaptă, dacă da, nu, domn profesor, să vedem să o analizăm cu 3. Și mă duc acasă. Deci 3 e egal cu 3 ori 2. 6. Lasă, că nu da, știu, fac 6, nu cred că e să-i joc mai. Plus 3 ori 2 la 2. Plus 3 ori 2 la 3. Nu știu mai departe, plus 3. Ori 2 la puterea 2013. Pe 3 ăsta să zic ca 2 minus 1. 2 plus 1. Nu-mi place 2 plus 1. 2 minus 1. Dacă vreți minus 4 minus 1. Cu 4 să fie mulțit? 4 minus 1 și 4 să scrie ca 2 la 2. Atunci... Dacă mulțeam cu 2, să fie scris pe 2 era ca 1, 3 minus 1. Mie îmi trebuie minus.
Trebuie neapărat cu mine. Da. Dar dacă mulțesc cu 2, pe 2 acela, cum se zice, ca 3 e 3 minus 1, nu? Da. Dar nu mă arăcă zi. Trebuie să fie vină aici, mă. Da. Deci asta este ies, da? Da. Deci nu deșteaptă. Hai să vedem. 2 ies. Hai să facem 2 ies. 2 ies facem, da? 2 ies. 2. Să mai punem un 2. Deci, 2 ies ar fi ce? Să scriu de resul. 2 ies ar fi egal cu 2 la a doua. Că mulțim cu 2 peste 2. 2 la a doua ori 2 la a treia. Plus 2 la a treia. Plus 2 la a patra, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 2013. Nu, 2015. 14. E 2 la 1, mă. Cum să mulțumesc două puteri care au aceeași bază, da, scopii baza? Să adună exponenții. Dar este 2013 și plus 2 la 2014. În fața ei și 2 la 2012. În fața lui 2 la 2013 se află 2 la 2012. Și mulțim cu 2 face 2 la 2013. Plus 2 la 2014, da? Da. 2 ies. Acum, 2 ies minus ies facem. 2 ies minus ies. Adică din ăsta tot scădem piesul ăsta de aici. Și 2 ies minus ies va face egal cu. Îl scriu pe 2 ies. Tot asta. Adică vine 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus 2 la a patra, plus rămâne departe, plus 2 la puterea 2013, plus 2 la 2014, minus toată bucata de sus. Corect. Adică minus, și toți ar să aibă minus de sus. Așa ar veni? Da. Toți vor avea minus. Minus 2, minus 2 la a doua, minus 2 la a treia, minus puncte, puncte, minus 2 la puterea 2013. 2 la 2013. Se simplifică. Și 2 la a doua, de aici începând, până la 2 la minus 13. Toată bucata asta se duce. Așa. Se duce cu toată asta. Da, da, da. Și va face egal mai departe cu 2 la 2014 minus 2. 2 la 2014 minus 2, da? Da. Deci 2 ies minus ies, ăsta este. Da. Deci ies este egal cu 2 la puterea 2014 minus 2. Iar 3 plus 3 la puterea minus 2, da? Da, da. Iar 3 plus 3 și înseamnă că și acolo la fel. Da, e 3 la suma aceea cu 3. 14 minus 3. Tot așa va fi, e aceeași metodă. Da. Deci minus 3. Și acolo cum avem, da, 2 la puterea 2014 minus 2. Acolo deja se simplifică. Asta, da, bucata de sus cu asta, da, de jos. Asta se simplifică. Deci avem 1, da, supra. Și aia cu aia. Și aia cu aia. Hai să scriem ca să vedem echivalentul. Echivalentul. 2. Deci bine, cât ziceam aici? 2 la puterea 2 la 2014 minus 2. Cata, da. 14 minus 2, da, supra. 2 la puterea 2014 minus 2. Minus 2, pe lângă. Tot pe lângă. 3 la 2014 minus 3. Da. Egal cu x. Egal cu supra. X supra. 3 la 2014 minus 3. 3 la puterea 2014 minus 3. 14 minus și x egal cu 1, doctor. 3. Aici nu cumva, când mulțim cu 3 toate astea, 3 ies minus ies, face 2 ies. Dar face... nu-i 3 ies, cu 2 am mulțit, domn profesor. Acum, cu 2, dar acum, pe curioarea, trebuie să mulțim cu 3. Și 3 ies minus ies. 3 ies minus ies, dă 2 ies. Dă 2 ies, și atunci aia va ies, va fi supra 2 și 2 ajunge sus, cred că. Și supra 2, domn profesor, aveți pe aici, aici supra 2 va veni. Da. Unii. Asta... da, asta supra 2. Da. Supra 2 și 2 ajunge sus. Sus, corect. Și vine 2x aici, da? Aha.
Și atunci egalitatea asta, asta parte se duce pe asta, asta cu asta, și atunci 2x egal cu 1, 2x egal cu 1 și x egal cu 1 pe 2. Mai e o dată, da? Deci, asta calculam anul trecut, măi. Da, știu. Adică, aveai tu rețeta, mulțim cu 3, mulțim cu 2. Da, rețeta mea. Da, așa, mi-am amintit-o de la tine, știi? Dar vezi că eu m-am amintit-o de la tine, dar tu de la mine nu ți-mi amintești multe lucruri. Rețeta mea e bună. Deci mulțim o dată cu 2 și pe aceea scădem un ies. Da, 2 ies și scăzut un ies, dar cu baza trebuie mulțit. Dacă e 3 plus 3 plus 3, cu 3 mulțit. Cu 2, dacă e cu 3, intră cu 3. 3. Și pe aceea scădem un ies. Și când scădem, aparte merge. Deci băgați la cap. Că mâine la clasă lucrați astea. Da. Bine. Da. Și acum aveți ceva, simt și cu așa, să vedem. Hai să mă definez așa, aceleași repede și ne așteaptă băieții. Eu nu știu ce e tangentă și contangentă, să nu mă înțeles. Dar simt și cu cosină s-a înțeles. Da, astea sunt ușoare. Ușoare, sigur că da. De clasă a doua. Eu nu știu, domn profesor, a mea deja află pentru prima dată. Nici nu știa să-mi pronunț. Dacă am un triunghi dreptunghi. Da, un triunghi dreptunghi în loc. Așa vă preda, nu? Da. Deci triunghiul A, B, ia scrie. C. Deci triunghiul A, B, C. Uh-huh. Și notăm cu laturile opuse cu litere mici. Latura opusă unghiului B cu B mic. Latura opusă unghiului C cu C mic și a lui A. Da. Cu A mic. Da? B. Raportul pentru unghiul B, bunare. Pentru unghiul B, raportul dintre cateta opusă și ipotenuză este un număr. Cateta totdeauna e mai mică, catetele sunt mai mici decât ipotenuză. Deci raportul dintre cateta opusă unui unghi și ipotenuză, îl numim într-un fel. Sinus. E un număr și îl numim într-un fel. Da? Iată, sin de unghiul B, așa îl numim, sin de unghiul B, egal cu raportul dintre cateta opusă, cateta opusă, supra ipotenuză. Deci sinusul este raportul dintre cateta opusă, cateta opusă și ipotenuză. Adică ce pe... Adică B supra A. B pe A. Adică în cazul nostru, cum am notat, B mic supra A. Cât va fi sinus de unghiul C? Sinus de unghiul C? C supra A. Sigur că da. Cateta opusă unghiului C supra ipotenuză A. Da. Dar sinus A nu? Deci sinus de unghiul A. Deci nu vorbim deocamdată de sinusul unghiului de 90 de grade. Deci e vorba de sinusul unui unghi, atenție, sinusul unui unghi ascuțit, mai mic decât 90 de grade. Cateta opusă supra ipotenuză. Cât este sin de 90 de grade? Ar fi... Radical nu, de... Nu, atenție. Raportul dintre catetă, care catetă? Nu mai am. Ar fi ipotenuză pe ipotenuză, care e 1. Sin de 90 de grade este 1. Înțeles? Cum vrei, sin de 90 de grade, scrieți. Da, sin de 90 de grade. Calcul 1, de aia. Da. Că ipotenuză spre ipotenuză. Așa, da, da. Final. Și 1. Dar ele sunt egale și atunci e 1. Însă când, mă rog, o să fie timp, o să vă arăt în cercul trigonometric cum se gândește chestia asta. Deocamdată, pentru un unghi ascuțit, raportul dintre cateta opusă și ipotenuză este un număr. Pentru același unghi, B, eu pot să gândesc iată, un alt triunghi s-a mărit el cateta opusă, dar s-a mărit și ipotenuza. Raportul rămâne același. Deci, vedeți, pot să prelungesc laturile unghiului și duc în paralela, am un alt triunghi. C' A' aici, da? A'. Și raportul dintre cateta asta și ipotenuză este același număr.
De sinus, de C, de B, de B, totdeauna, orice triunghi au pentru unghiul respectiv. Pot să mă duc unghiul cât ar fi de mare. Cât ar fi de mare. Sinus. Sinus rămâne același număr, valoarea. Raportul este același, pentru că triunghiurile astea sunt asemenea. Okay. O să vă explice. Bun. Și cosinusul? Cosinusul unghiului B egal cu raportul dintre cateta alăturată cu unghiului. Cosinusul B egal da. Cu BPA? Cateta alăturată unghiului B. Care e? BPC. Este cateta alăturată unghiului B. Care e lipită de unghiul B. Ce? Ce supra? Cateta alăturată. Cateta. Da, scrieți cateta alăturată. Alăturată. Supra ipotenuză. Atunci cosinus de C este? Supra ipotenuză. B supra. Bun. Și va fi egal aici cu C supra. Cu C supra A, nu? Da. Iar dacă vreți să scrieți cosinusul unghiului C, va fi B. B pe A. Și înseamnă deci, cosinul de A e 1? Da, cosinul de A lui nu A, mai e 1. Nu, nu este. Cos de A este 0. E 0. Cos de A, scrieți. Cos de 9 de grade. Aha, cos de 9 de grade e 0. Da, e 0. Nu știu doar de cap, sunt foarte clar acum când deci sinusul. E cateta opusă supra ipotenuză. Cosinusul cateta alăturată pe ipotenuză. Da. Iar tangenta e simplu pe cos. Cateta opusă pe cateta alăturată. Așa. Deci tangenta lui B egal cateta opusă. Cateta opusă. Nu simte cos? Așa ajunge. Așa ajunge. Cateta opusă. Dar să zic cateta opusă. Supra cateta alăturată. Cateta alăturată. Adică alu B, a zis, da? Pentru unghiul B, cine se opune unghiului B? Cateta opusă. B mic. C. B mic supra C mic. Bun. Care e egal cu, pot să spun, B pe A supra C pe A. Uh-huh. Am scris supraetajarea asta ca să le simplificăm acum. Da, exact. Și B pe A. Dar B pe A este sinus de B. Da. Aveți cos. Undeva, da? Da. Sin pe cos, da? Da. Sin de B supra cos de B. Deci egal cu sinus de B supra cos de B. Și cu tangenta? Invers. Invers? Cu tangenta este inversă. Cateta alăturată supra cateta opusă. Așa. Deci cu tangenta este cateta. Adică tangenta, adică cosinus pe sin, da? Da. Cateta alăturată supra cateta opusă. Vă predați asta la fizică? Da. Da. N-am înțeles deloc. Și egal cu cateta alăturată, adică tocmai invers. C pe B. C supra B, da. Și atât. Vă mai preda ceva? Nu. Cam astea vreau explicat, da? Trigonometru și punct. Trigonometru. Aia, și pe finalul. Facem sinteza, domnul profesor? Hai să facem sinteza. Ce am făcut? Probleme geometrie. Nu la geometrie n-am făcut nimic. Probleme. Moduli, proprietăți ale modulilor, nu? Da, da. Modul. Adică proprietăți. Da. Exerciții. Așa. Ce mai trebuie? Ecuații. Doi. Ecuații am făcut de gradul 3. Ecuații de gradul 2 și care au fost sume, nu dau sau ce-au făcut acolo? Exercițiile erau fain, în tare, lungi, mari. Am avut și suma lui Gauss în efectiv. Da. 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 Asta e de ultima parte, da. Nu? Acum au pus sumele astea, da? Da. Deci... Erau de la ecuațiile de gradul 3. Ecuații de gradul 1. Da, și la 2 gradul 2. Sume. Suma lui Gauss. Sume. Gauss. Puterea am făcut. Gauss. Și sume Gauss și sume a unor progresii geometrice. 2, 2 la 2, 2 la 3, e o progresie geometrică asta. Sume 3, 4, sume ale termenilor în progresie
geometrică. Programa asta l-am atins. Hai, adică finalul. Ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profolan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să fie. Deci, și o nouă test.